și când răstignește. Pilat însă le-a zis, luați-l voi și răstigniți-l, căci eu nu găsesc în el nicio vină. Iudeii au răspuns, noi legea avem și pe legea noastră trebuie să moară. Că s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai a lăsat de mult. Și a intrat iarăși în pretorul și a întrebat pe Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus nu a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis, cu mine nu vorbești. Oare nu știi că am putere să te eliberez și putere am ca să te răstigniesc? Iisus i-a răspuns, nu avea nicio putere asupra mea, dacă nu ți-ar fi fost ție dată de sus. Deci când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul dezlegat în locul numit Parosit cu pietre, că de vrește se vrește cravata. Și era ziua pregătirii paștilor, bine pe la ceasul al șaselea. Și a zis Pilat iudeilor, iată împăratul vostru, dar ei s-au strigat, iar și răstignește. Pe împăratul vostru să-l răstignesc, i-a întrebat Pilat, că pe tine preoți la l-au răspuns, nu avem împărat decât cum ai pe Cezarul. Atunci l-a dat lor ca să-l răstignească. Și-au luat pe Iisus și l-au pus ca să-l răstignească. Și Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul numit al Căpăținii, care de pe evreiește se zice Golgota. Acolo l-au răstignit împreună cu alți doi tâlhari, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Și a scris Pilatul tăbliță și a pus-o deasupra crucii. Era scris pe ea, Iisus Nazareanu, Împăratul Iudeilor. Deci mulți dintre iudei au citit această tăbliță, căci era aproape de oraș, locul unde a fost răstignit Iisus. Și era scris evreiește, grecește și latinește. Și stăteau lângă crucea lui Iisus, mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleofa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe Maica sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis Maicii sale, femeie, iată fiul tău, apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o,